angajată a Spitalului Municipal Câmpul Lung a fost tâlhărită la drumul mare de doi indivizi. Tragedia s-a întâmplat pe 10 martie în jurul orelor 20:30 în centrul orașului Câmpul Lung, la pasarela care duce spre autogară. Elena Oprea, în vârstă de 60 de ani, fusese la farmacie să își ia pastile, după care se întorcea spre casă. La capul podului a fost acostată și bătută de doi tineri. Femeia s-a ferit să nu-i se fure geanta cu acte și bani. Tâlharii i-au sustras în schimb punga cu pastile. Elena Oprea a avut nevoie de spitalizare deoarece mâna i-a fost zdrobită și pusă în gips. A fost lovită și la față și învinețită. Femeia a depus plângere la poliție și speră să se facă lumină în acest caz. În seara zilei de 10 martie, la orele 8:30, am fost la farmacia Victoria, lângă autogară, să-mi ridic medicamentele după rețetele compensate. După ce am luat medicamentele, am trecut pasarela. În capătul pasarelei spre Olga Bangic am văzut doi țigani, unul în jur de 17-18 ani, iar altul în jur de 90 ani. M-am uitat în spate, nu mai erau nici țipenie de om. Totuși am mers înainte, ajungând în fața lor. Imediat a scos bastonul de cauciuc, a spus: geanta, dacă nu te omorâm. Am opus rezistență la geantă și m-au bătut cu bastonul de cauciuc, m-au năucit la cap, am văzut numai stele verzi și amețită, mi-au zobit mâna stângă pe care era geanta, m-au lovit la umărul stâng, la mâna dreaptă și eu totuși am opus rezistență până la maxim pentru geantă. Aveam acte, aveam cardurile celor 7 copii și n-am vrut să dau drumul la geantă. Dar tot în mâna stângă, lângă geantă, aveam și o sacoșă cu medicamente. Din atâta bătaie și atât cât am țipat, mi-a căzut sacoșa cu medicamente. Ei, gândind că acolo probabil am bani sau eu știu ce, mi-au luat sacoșa, au fugit în spatele meu și eu am fugit în față. Acolo locuiam, la Olga Bangic. Am țipat cât m-a ținut gura. Nimeni nu m-a ajutat și nici nu se vedeau totuși oameni. Am fost la poliție, am declarat, mi s-a spus că e o tâlhărie la drumul mare. Nu știu sigur cine e, atâta știu că e de etnie romă, tânărul la 17-18 ani, îmbrăcat în negru, cu un fes pe cap, nu-mi dau seama cine este, nu pot să-l identific. Acum aveți mâna ruptă? Da, am venit la spital, mi s-a făcut radiografie, am fractură la mână, mi s-a pus mâna în gips. Și acum sunt în concediu medical și suport consecințe de suferință. Și poliția ce v-a spus? Poliția mi-a spus că dacă pot să identific, arătându-mi pe calculator în poze. Eu i-am spus că nu pot să identific, nu știu, atâta știu că e de etnie romă, pentru că n-am avut timp să-i văd fața prea mult, că imediat s-a pus cu bastonul de cauciuc în capul meu și pe mâna mea să las geanta și tot timpul striga: lasă geanta că te omor. Și eu am țipat cât am putut, dar degeaba. Ați depus plângere? Da. Intrați pe fir, oamenii legii mușceleni au pus mâna pe cei doi tâlhari. Este vorba de doi minori, unul de 15 ani și cel de-al doilea de 10 ani, ambii din Bughia de Sus. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate. A fost sesizată DGASPC Argeș, care i-a preluat pe cei doi minori. La finalizarea cercetărilor împotriva acestora, vor fi luate măsurile legale ce se impun.